wow, se întâmplă foarte multe. Nici nu trebuie să mai urs să se uite, sigur, abia așteaptă. Păi n-ar trebui să ratez, că dacă apucă să vadă primul sau și al doilea episod, cu siguranță nu o să mai rateze. Episoadele încep treptat și pe urmă merg în niște momente care te lasă cu sufletul la gură și vrei să afli din ce în ce mai multe despre această comedie și despre ce se întâmplă personajelor în acest serial. Sunt aceste două familii foarte mari, care sunt într-o continuă competiție pe orice plan. În serial sunt multe situații cu care cu siguranță ne-am întâlnit la un moment dat în viață. Dacă nu noi, sigur cineva din jurul nostru s-a întâlnit cu genul ăsta de situații. Tot drumul ăsta cu ups and downs, o să vedeți că o să fie presărat cu foarte multe momente fun. Eu cel puțin m-am regăsit în multe și cu siguranță le-am văzut în jurul meu. Și asta e frumusețea cumva, că e foarte familiar. Totul. Acest serial, lasă-mă în pace, camera 6-9, este fix serialul care te face să treci prin toate emoțiile posibile. Vor fi răsturnări de situație, va fi mult umor în acest proiect, actori foarte buni, personaje de care vă veți îndrăgosti. Sperăm să vă placă serialul ăsta, noi ne bucurăm mult de el. Suntem o echipă unită care filmează cu drag, cu iubire și cu bucurie. Sper să se vadă asta. Eu cred că reacția telespectatorilor o să fie una super plăcută. Sunt mai mult ca sigură că o să râdă și o să se distreze, așa cum ne distrăm și noi aici de fiecare dată când primim scenariul și citim. Uitați-vă la Lasă-mă îmi place camera 609 pentru că o să râdeți. Mult, vă asigur. Evident, după primul episod, o să vedeți așa toată lumea într-o acțiune care crește și, evident, o să trebuiască să așteptați episoadele următoare. Pe mine, așteptarea asta de o săptămână mă termină. Dacă îmi place și abia aștept să văd ce se întâmplă, în fiecare zi mă gândesc cât mai e. Mai e puțin. Vă invităm să urmăriți alături de noi serialul Lasă-mă-mi place, camera 609.